Salutare, dragi prieteni, am plecat la cumpărături. Salutare, prieteni, vă salutăm, prieteni, pe canalul Luminița. Da. Mergem la cumpărături, să cumpărăm acum, să facem cumpărături. Am ieșit în oraș. Mergem să luăm benzină, prima dată benzină. Ca să avem cu ce umblă. Da, lăsat oronii pe zi. Și după mergem la doi pași. Stătuia plecat acolo și m-a dorit ce a făcut capul. Gata. Noi suntem youtuberi, dar nu suntem youtuberi. Știi de ce am zis asta? De ce? Păi, suntem youtuberi și nu avem trepieduri. Dar cumpărăm și noi. Nu prea suntem noi youtuberi așa cum trebuie. Ia așa, când și când, adică lovește în mine. Ai văzut, când și când facem. Adică mai... zice în mine că nu filmez. Când și când, nu oricând, nu când. Canalul tău oricând, în fiecare zi, da. Te referi la canalul meu. Te referi la mine că nu sunt youtuber, adevărat. Bravo. Da, uite, nu mai e nicio floare, nu mai e nimic în oraș. Păi a trecut florile. Florile au trecut. Am văzut de ce s-a prăjit așa, nu știu. A fost fric și acum mai soare. Ba da, a fost fric. Ți s-a părut ție că n-a fost, dar a fost. A fost fric. A fost? Da. A fost foarte fric. Fiete, ne dăm jos la doi pași. Ia dă-te jos acolo, doamnă. Acum mă duc, mai vorbești și tu aici pe vlog să facem. Prietenii Elene să-mi filmează Luminița. Da. Abia am pus-o de-am filmat pe canalul ei. Da. Ia și tu numărul de telefon să o sunăm. N-are număr de telefon acolo. Nu are, azi e duminică. Da. Și acolo scrie de luni până vineri. Și sâmbătă. Și azi e duminică. Vezi? Va. Ia uite-te pe contract. Dragi prieteni, avem un inel la mâini și trebuie să-l luăm. Azi e duminică, babă. Nu e număr de telefon, dar e duminică, astăzi dar nu e terminul când. De... Pe ce dată l-am? De pe lună de zile am făcut. Nu este, trebuia să te sună ei pe tine. Mă, pe unde mai mă sună, că nu mai am numărul ăla. Lasă, venim mâine luni. Prieteni, mulțumim că vă uitați la noi, că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați, să ne dați like-uri, ne dăm și noi jos la doi pași. Azi e duminică, babă, și acolo scrie pe ușă de luni până vineri și sâmbătă până la ora 12. E deschis. Eu uitai că azi e duminică, Doamne Dumnezeule. Da. Duminica nu prea e deschis. Nu are deschis. Deci, avem niște materiale țigănești, mergem să facem la prăitoria să niște ne facem costume, costume țigănești tradiționale. Mergem la prăitoria să. Ia uitați, prieteni. Ia uitați ce frumoase sunt. Avem și de catifea. Și mergem a, să le facem. La cealaltul. Vino să -ți dăm și ține. Pe cine strigi? Mai faci și tu costume. Vino să-ți faci costume. Le-am adus de la Timișoara. Da, le-am cumpărat. Da, ea vorbește românește de 10 lei metru. 10 lei? Da. Uite, desculță.
Cum să spune, 10 lei? Da. 100 la 100 de mii? Da. 10 lei sunt și-l mii. Ha? Dar e și-l mii. Da. Să știi că ar merge să facem dovară. Vino să-ți dau de care îți place, 10 lei metru. Roșu și galben. Nu poartă roșu și galben. Port suma ta, roșu și galben. Dacă spuneai că, dacă spuneam că nu-ți dau, că nu port, spuneai că nu vreau să-ți dau. Da, da, lupeșete. Vino cu așa, ia-ți. Așa strigă, da. Ce culori. Culori aprinse, deschise. Nu. Da, la? Sus că vor. Ca ce fiu? Dau! Nu! Nu, vezi? E colorat! E colorat! Dar de ce umbli de spus? Acolo am haine, nu am material. Ce haine? Să duc Lucica. Te dai Lucica? Da. Că ar putea așa, că ai croitoria să îngrozi. Acolo mă duc, la croitoria asta. N-ai tu bună să canci. N-am. Pe albastru. N-am pe albastru. Pe albastru. A, da, pe nu purtam. Purtam albastru. Caut negru acum. Negru și albastru. Negru, așa zis bărbații noștri, negru și albastru. Da. Dar de ce umple așa? Te cazi că cafeaua e boriorul, că le-am cafeaua. Ce ha? Mergem la cruitoria sau te duci doar tu? Hai cu mine la cruitoria. Hai, să mergem. Să mergem la cuitoria să facem bani. Hai. Facem costume. Și le vindem. Da, și le vindem. Da, avem să trimitem un costum la o doamnă, n-am avut timp, ne cerem scuze din tot sufletul. Bunica Ileana aseară a venit acasă, prieteni. Da. Aseară a fost plecată de 2 luni de zile, umblă numai la spitale, da. numai acolo, numai cum probleme. Cum facem noi să trimitem costumele lui doamna... Mă interesez eu și fac eu. Să trimitem costumele lui doamna Natalia. Cum facem fac noi? Eu. Mă interesez eu și fac eu. Trebuie să le trimitem costumele aia, dar... Ne cerem scuze că durează atât de mult, dar... Dar trebuie să le trimitem în America, să ne spună și nouă, prietenii, pe mesaj, să ne scrie mesaj cum putem să trimitem și noi 2 costume. Facem cereri la curier, lasă că știu eu. Da. 2 costume pentru doamna Natalia din America. Și să ne spună și nouă urmăritorii, prietenii, cum să facem, că nu știm. Le și... țin de 3-4 luni de zile ca să-i trimit și nu știu, în cutii sigilată tot. Da. Și nu știu să trimit. O să rezolvăm și această problemă, dragi prieteni, dragi urmăritori. Da. Mergem acum la croitoria să vedem ce mai învârtim și noi. Da. Da. Să facem și noi niște costume tradiționale. Da. Revenim, prieteni. Care, dragi prieteni, bună seara, de fapt, dragi urmăritori, am revenit și noi astăzi, da. Că n-am mai filmat, scuzați-ne, n-am filmat azi dimineață, filmăm acum, am făcut un pic de treabă și acum filmăm. Ce zici, babă? Uite, vreau să facem și noi treabă, să fac plic pe pătura asta. Baba a cusut niște pături, niște haine, mai găsește de lucru pe aici. Mai n-am filmat-o că eram cu Aian dincolo. Da. Da. Salutare, prieteni, vă salut, prieteni, mă scuzați, prieteni, că nu prea mai am chef de nimic, prieteni, sunt numai supărată. Am ce să mai fac, ce să fac. Da, prieteni. Am mai revenit și eu la vlogurile ăștia, mai... Da. Am spus eu azi și bunicul. Da, ce să mai zic. Uite, pe aceea, pe acasă, mai facem ordine în casă. Mai mi-am pus florile acolo, mai aici, mai n-am ce să fac. Da. Da. Mai pun florile aici. Eu ridicai perdeaua că, ca să se încălzească mai repede. Da. Să nu mai înfundă caloriferul. Da. Și de asta o ridicai așa. Ia asta. Că dă drumul central, drumul mai târziu. Că am avut treabă, prieteni. Trebuie să iau o periuță din aia ca să șterg aici.
O lavetă. Nu trebuie, o lavetă din aia. Da. Am plecat și m-a lăsat. Nu s-a... Trebuia să mă las. Ce să mai fac? Ești obosită, babă? Sunt obosită, făcui atâta treabă. Ce să fac? Ia trage luminițele acum, să punem așa. Așa, vezi? Păi și pătura mea nu o mai folosim. O folosim și pe a ta, ori pe asta s-o dau la tată, te-o vedem noi. Am înțeles. Să-i bag plic pe ea și să doarmă taică pe mine. Da. Mingea lua ea mea cu lui. Unde merge? Mergem afară? Să știi că e căldură mare în bucătărie. Acolo am dat mai de... Să mă duc la centrală să vă mai drumul și... de vreme. După ce îmi primești, se trebuie să cauți covor ca să fie aici. Da. Mă duc. S-a întunecat afară, prieteni. Uite, apă, o sară pe aici, din unde a curs. S-a întunecat, prieteni, și n-am mai filmat pe zi. Am făcut vlog la Atomiță și vreau să vă uitați. Da. Ia uitați. S-a întunecat de vreme acum. Uite, e mai cald afară, vezi? Da. E mai cald afară. Mă trebuie, am rămas aici. Uite, scuzați-o pe bunica Ileana, dacă nu prea are timp să filmeze, mai... Hă? Na, unde-l duci? Te pun aici, până când intrăm în casă, vă dăm în casă. Bunica Ileana pleacă în oraș și revenim mai târziu. Dacă mai am timp, chiar de nu mâine. Hai cu mine, hai. Nu știu. Ia uitați, prieteni, am avut un accident. Bine că l-a ferit Dumnezeu și a fost lângă el Dumnezeu și a avut grijă de el. Atâta putem să spunem. Că a fost Dumnezeu lângă el, că putea să fie și mai rău. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost lângă el. Asta e. O reparăm. Ce să mai spunem? Păi da?